Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, urmăriți știrile locale Antena 3 Deva. A fost vijelie duminică la Deva și în alte locuri din județ. Rafale de vânt și de ploaie puternic au rupt mai mulți copaci și au smuls tabla de pe un bloc din reședința de județ. Din fericire, nu au fost victime și pagube materiale mari. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea urmărilor furtunii. Pompierii militari din cadrul detașamentului Deva au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil în municipiul Deva, zona Căprioara, care a blocat ambele sensuri de circulație. Tot în Deva, pompierii au fost solicitați pentru o intervenție în urma căderii unui acoperiș de tablă și pentru degajarea unor elemente de construcție, tot din tablă, care ar fi putut fi desprinse de vânt. În aceste situații nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Tot în această după-amiază, pompierii din Bretea Română au intervenit pentru eliberarea părții carosabile în localitatea Bucium, Orlea, blocată de un stâlp de lemn care a căzut din cauza rafalelor de vânt. Stâlpul susținea fibră optică pentru semnalul de internet.